Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu. M-am hotărât să revin cu o altă etalare astăzi, o etalare despre dragoste. Și astăzi voi face o etalare pentru Zodia Taur, pentru următoarele două săptămâni. Și pentru cei singuri și pentru cei cuplați, vedem cum veți sta cu dragostea în următoarele două săptămâni. În primul rând vă voi spune despre dumneavoastră, să vedem ce ești despre dumneavoastră. Dumneavoastră munceți foarte mult. Munceți foarte mult. Probabil să aflați niște răspunsuri sau să luați o decizie sau să alegeți lucru corect, persoana corectă. Ori, aveți prea multe opțiuni. Aveți de alege între mai multe persoane. Și munceți foarte mult să fiți sigur că veți face alegerea corectă. Să vedem dacă se vorba despre persoană sau chiar... Probabil aveți pe cineva în minte. Adică vă gândiți deja pe cine doriți în viața dumneavoastră. Doar că din cauza că mai sunt și alte opțiuni pe lângă, încă stați și munceți în hotărârea asta, adică încă mai vă gândiți ce anume să alegeți. Este vorba despre o persoană care călătorește mult, este foarte hotărâtă, întotdeauna caută adevărul și poate fi în zodie de aer, gemeni, balanță sau vărsător. Să vedem pentru cealaltă persoană dacă există în viața dumneavoastră sau dacă vă gândiți la cineva anume, în caz de sunteți singuri sau dacă sunteți într-o relație, să vedem ce gândește persoana de lângă dumneavoastră. Persoana de lângă dumneavoastră își dorește un început, un început prosper, un început optimist. Probabil persoana, dacă sunteți într-o relație, persoana cu care sunteți într-o relație să-și dorească căsătorie. Dacă nu sunteți într-o relație, ca să ajungeți să cunoașteți pe cineva, probabil va trebui să vă sfătuiți cu o persoană spirituală să vă îndrume în vreun fel să reușiți să cunoașteți pe cineva. În viitorul apropiat, veți primi noutăți. În cazul femeilor, veți primi noutăți din partea unui bărbat matur, responsabil, foarte sufletist, un bărbat în zodie de apă. În cazul în care sunteți doamne singure, în zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Acest bărbat dă totul în dragoste și este foarte loial. Dacă sunteți deja într-o relație, există posibilitatea să fiți într-o relație cu un bărbat în zodie de apă sau un bărbat care are aceste caracteristici și dumneavoastră să așteptați niște noutăți, niște vești de la această persoană. Și în cazul bărbaților putem vorbi despre o femeie în zodie de apă care... sau dacă nu este în zodie de apă, să aibă aceste caracteristici, adică este foarte sufletistă, este corectă, dă totul în dragoste, este de încredere. În viitorul mai îndepărtat, adică în maxim două săptămâni, relația dumneavoastră, dacă sunteți deja într-o relație sau la începutul unei relații, să știți că veți începe să faceți planuri de viitor cu această persoană. Dacă totuși încă sunteți singuri și nu v-ați găsit pe cineva, nici în viitorul apropiat, adică dacă nu ați întâlnit, nu ați primit nicio noutate de la această persoană, zodie de apă sau care are aceste caracteristici,
Să știți că veți cunoaște o altă persoană care este în zodie de pământ, probabil, cel mai probabil, o persoană care muncește foarte mult, care are o situație financiară destul de bună, este iubitor, este înțelegător, care puteți avea un viitor foarte frumos. Deci, există următoarele situații, ca să spun așa. Probabil unii dintre dumneavoastră în curând vor primi noutăți de la o persoană, posibil în zodie de apă, cum am spus mai devreme, în alte situații și în alte cazuri, în maxim 2 săptămâni, să fie vorba despre o persoană în zodie de pământ cu care să înceapă să-și facă și planuri de viitor, adică să înfiripe ceva atât de frumos între ei, încât să se gândească. Sau nu neapărat să-și facă planuri de viitor, să zicem că sunteți la început și probabil este prea devreme să vă faceți planuri de viitor, dar veți simți că aveți foarte multe în comun cu această persoană. Există și posibilitatea să mergeți într-o călătorie împreună și pe total a ieșit frumos. Deci pentru persoanele singure există posibilitatea să întâlniți în următoarea perioadă pe cineva și pentru cele într-o relație există posibilitatea ca partenerul, partenera de lângă dumneavoastră să-și dorească să-și stabilizeze relația. Și pentru cei care sunt deja implicați într-o relație, să știți că există posibilitatea ca unul dintre parteneri, dumneavoastră sau partenera, sau dumneavoastră sau partenerul, să-și dorească stabilitate, să-și dorească să vorbiți despre planurile dumneavoastră de viitor, adică despre pasul următor. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut acest video, mi-ar face o onorată plăcere să-mi lăsați un like, un comment și un subscribe. Vă mulțumesc și pe curând!